Am emoții în seara asta. Bună seara! Este... primul episod din... dintr-o serie foarte, foarte dragă și tot mă lupt să o scot la suprafață. Sunt curios, în primul rând, cum se vede. Am făcut un test mai devreme. Și... se vede. Mi-am făcut un ceai, cum v-am sfătuit și pe voi să faceți. Sunt Marian Ganciu, herbalist, și din seara asta încolo vom începe o serie de povești. Povești la o ceașcă de ceai. Vom sta jumătate de oră și în fiecare sesiune vom împărtăși o poveste. O poveste despre plante și o poveste despre noi. Povestea noastră. În seara asta vă rog să închideți ochii puțin. Imaginați-vă că intrați într-o pădure și pășiți ușor către mijlocul ei. Pășiți, pășiți. Și este seară. Soarele a pus de ceva timp și lăsăm întunericul pădurii să ne cuprindă. Liniștea aceea apăsătoare, care de fapt nu este o liniște, este un freamăt continuu. Copacii se mișcă, vorbesc între ei. Păsările nopții au început să ia cuvântul. Auzim urlete de șacal în depărtare. Și totuși ne simțim safe în pădurea aia. Ne simțim în siguranță. Și simțim cum ne ia în brațe toată pădurea. Simțim o liniște în noi. Și în timp ce pășim către mijlocul ei, auzim un trosnet de foc. Un foc aprig care trosnește tare. Ne apropiem
și ne așezăm lângă foc. La o distanță. La ce distanță vrem noi? În așa fel încât să nu simțim nici căldura lui prea puternică, dar nici frigul nopții ce ne bate în spate. La o distanță care ne umple sufletul. La o distanță care ne umple sufletul cu o căldură extraordinară. Acum ne scoatem ceaiul. Ne luăm cana în mână. Și ne uităm mai adânc în foc. Și lăsăm să ne cuprindă. Fiecare flacără a lui ne încălzește fața și mâinile. Îl simțim lângă noi și întindem mâna către el. Și ca și cum ne mângâie și noi îl mângâiem. Așezăm pe spate, rezemați de o buturugă. Și lăsăm puterea focului să ne cuprindă. În această seară suntem o sămânță care a căzut în pământ înaintea iernii. O sămânță care s-a dus mult în interiorul pământului, fiind îmbrățișată de întunericul acestuia. A dus adânc, adânc în pământ. Am simțit cu ocazia iernii cum întunericul devine atât de lung, atât de expansiv. Nu îl vedeam cu ochii, ci îl simțeam. Dar deodată, astăzi, simțim cum pământul în jurul nostru devine mai ud, mai moale. Nu vedem ziua cât de lungă este, dar o simțim că se mărește. Simțim cu lumina așa din nou puterea și ușor, ușor devine mai lungă. Pământul ud din jurul nostru începe ușor să ne ude și nouă scoarța. Marginile noastre. Simțim cum fiecare rază de soare, prin cele mai nebunite crăpături ale pământului, parcă ajunge la noi. Simțim cum pământul atât de moale în jurul nostru ne permite să scoatem primul colț din noi. Ca și cum ar fi prima mână care se ridică. Și începe tot procesul de a ieși la suprafață. Nu avem timp. Totul stă în jurul nostru, nu se mișcă.
tăcerea aceea a iernii, a nopților lungi. Simțim cum toată viața se întinde în jurul nostru, de la început până la sfârșit. Vedem mult în trecut și mult în viitor. Și în tot timpul acesta, ușor, ușor ieșim asupra. Totul ia naștere în întuneric. Noi ne naștem în interiorul mamei și este în întuneric. Prima noastră zămislire este în întuneric. Semințele cad și ies din întuneric. Totul se naște în întuneric. Și a fost întuneric peste pământ și Dumnezeu l-a despărțit. S-a făcut noapte, s-a făcut zi. Toată creația a început din întuneric. Imaginați-vă acum cum ieșiți la suprafață, deasupra pământului. Ușor, cu frică. Temător de tot ce este în jur. Dar o teamă care nu ne împiedică să ieșim la suprafață. Teamă care nu ne împiedică să rămânem în întuneric, ci mai degrabă o curiozitate, mă. O curiozitate care ne împinge să devenim noi, să creștem, să evoluăm. Ascultați. Ascultați cum crește trosnetul acela de fir, cel de iarbă, când se întinde, când își întinde fiecare fir să ajungă mai sus, mai sus, mai sus, mai sus și mai sus și mai aproape și mai aproape și mai aproape și mai aproape de lumină. Și mai înalt și mai înalt și mai zvelt. Și își deschide fiecare frunză în parte ca să dea. Prima lege a Universului. Oferă ca să primești. Aceasta este și prima lege a alchimiei. Se numește legea schimbului echitabil. Ceea ce primești, dacă nu dai în egală măsură, ți se ia. Pentru că totul este echilibru.
Ne întoarcem și ne privim. There is no time, se spune. Este o seară care simțim fiecare rădăcină, fiecare por al nostru, hrănindu-se din pământul din jurul nostru. Simțim fiecare copac, fiecare frunză, fiecare vietate în jurul nostru. Timp ce noi ieșim ușor, ușor la suprafață. Firicel întâi, apoi o frunză. Ne mai întindem puțin, scoatem al doilea fericel, a doua frunză, a treia frunză și creștem. Și în timp ce noi creștem deasupra, creștem și în interior, în pământ, rădăcinile sunt asemănătoare cu tulpina și crengile. A doua lege a alchimiei și a universului. Ce este deasupra, este și în interior. Sau, cum se spune, ce este deasupra, este și dedesubt. As above, as below. Lăsăm focul să ne cuprindă, să ne încălzească, să ne umple tot pieptul de căldură, de bucurie, de viață. Lăsăm focul să ne încălzească cu totul. Dăm voie să se joace, să creeze, să ne ardă, să ne umple, să ne purifice. Îi dăm voie să fie. Auziți-l cum trosnește în vatră. Cât de viu este. Și ce frumos miroase. Lemnul ars, mireazma pădurii, răcoarea nopții, umezeala frunzelor, umezeala solului. Umezeala iernii. Încă Încă ne bucurăm de iarnă, o iarnă care n-a trecut încă, o iarnă care acum 30 de ani, era în plină desfășurare. O iarnă ce acum nu mai este cum era înainte. Cum este doar un moment de trecere. Știați că iarna nu este catalogată ca timp? Sfârșitul anului se întâmplă în noiembrie și începutul anului este în martie și perioada asta între început, mai bine spus, între sfârșit și început,
Este o perioadă de tranziție, este o perioadă de introspecție. Știți oare că iarna este asociată cu energia feminină? Cu nurturing-ul, cu avea grijă de noi, de ceilalți, în special, de a spune povești în jurul focului, de a face introspecție, de a vedea cine suntem, ce vrem, ce punem la cale pentru anul viitor, cum am evoluat față de anul trecut, cât de mult am crescut, ce lăsăm deoparte, ce luăm cu noi. Asta este iarna. Un moment de tranziție. Un moment în care soarele ia o pauză și se duce în adâncurile pământului, în palatul lui ascuns și se odihnește. Perioada în care spiritele, vălul dintre lumi se subțiază și spiritele sunt mai libere. De ce credeți că iarna este perioada cu cea mai mare magie, cu cea mai mare putere magică? Cele mai frumoase sărbători sunt în timpul iernii. Magia iernii este mult mai puternică decât celelalte magii. Energia iernii este o energie care vindecă, care dă viață, care pregătește viața să evolueze și să ducă la un alt nivel, un nou ciclu. Este perioada în care grăunța, sămânța, rădăcina crește, prinde viață. Sădit. Curând se apropie primăvara. N-avem puțin. Așa că, dragilor, vă invit în seara asta să vă luați în brațe pe cei mai dragi oameni din viața voastră. Vă invit să stați la povești. În seara asta vă invit să aprindeți un foc în casa voastră, un foc imaginar. În centrul casei voastre, în sufrageria voastră, în dormitorul vostru, oriunde, aprindeți un foc și stați în jurul lui la povești. Cum am spus, un foc imaginar dacă sunteți în oraș. Dacă sunteți printre cei norocoși care sunteți la țară sau la casă și aveți posibilitatea să faceți un foc în vatră, faceți focul acela și stați în jurul ei, în jurul vetrei, în jurul focului și povestiți. Povestiți-vă poveste. Și ascultați și povestea celorlalți. Că în acele momente, în acele momente se produc cele mai mari vindecări. Nu în telefon pre-scroll. În acele momente, ceva se mișcă și se schimbă în noi profund. Puneți-vă o ceașcă de ceai. Și lăsați focul, plantele și lăsați-vă pe voi să faceți toată magia în jurul vostru. Dați-vă voie să fiți.
iarnă, să fiți cei care au grijă de ceilalți. Lăsați-vă să fiți cei de care au grijă alții de voi. Give and receive. Oferă ca să primești. Și oferă din suflet. De aici. Nu fiți pirați. Legea piraților, numărul 1. Take all you can, give nothing back. Asta este legea numărul 1 a piraților. Ia tot ce poți, nu da nimic înapoi. Și uitați-vă la ei cum au trăit. În schimb, fiți precum copaci. Lăsați-vă să prindeți rădăcini, să înfloriți, să creșteți, să vă spuneți povestea. Până data viitoare, vă spun noapte bună. Noapte bună.